bogăție și fericirii. E un titlu așa pompot, comercial. Dar răsfoindu-o, mi-am dat seama că sunt idei de calitate, idei foarte valoroase. Două idei cu care am rămas și din această carte pe care vă recomand. Eu aș vrea să vă recomand cărți, pentru că asta m-a influențat. Două idei pe care le-am reținut au fost una că toți liderii sunt cititori și că liderii câștigă mai mult decât ceilalți oameni. Și lucrul pe care te învăța era să începi să citești. Există mii de cărți despre cum să ai relații mai bune, cum să câștigi mai mulți bani, cum să ai o sănătate mai bună, cum să vorbești în public, cum tot felul de cărți. Trăim într-o vreme în care informația este gratuită și aproape gratuită. O carte de 20 de lei care îți schimbă viața, chiar merită să faci investiția în ea. Eu, de exemplu, n-am fost plecată din țară, nu am lucrat la nicio companie ca să văd cum se lucrează, cum se derulează un business sau cum se pun problemele într-o companie privată. Am lucrat la start. Nu știam ce înseamnă management și marketing, am căutat în dicționar să văd ce înseamnă. Dar am început după cărți. Am început să citesc, m-am învățat cum să încep și am ajuns astăzi să derulez o afacere cu 7 angajați. Am mai deschis o gogoșerie pe care am vândut-o între timp, sunt înscrisă într-un alt tip de business. Deci sunt, pot să zic că în 15 ani suntem prima firmă din Alba Iulia, am obținut locul întâi în domeniul nostru, am fost premiați chiar anul trecut. Următoarea carte pe care aș vrea să... N-aș vrea să vă vorbesc foarte mult, pentru că aș vrea să mă întrebați voi. Bestsellerul. Nu aveți nevoie să citiți chiar toate cărțile, că nu puteți, dar sunt cărți foarte bune care au schimbat multe vieți. Cartea aceasta te învață diferența dintre a fi angajat sau liber profesionist, pe de o parte, când îți vinzi timpul pentru bani, sau pe de cealaltă parte ești patron sau investitor, când tu pui banii să lucreze pentru tine. Este... poate că voi sunteți tineri, am ales să vă prezint cartea aceasta, de care te învață cum să înveți repede. Deci, v-am spus, este că domeniile. Nu merge? Să-l țin mai jos? Să nu mai prinde codiță. Ok. Cartea asta te învață, pur și simplu, anumite principii, cum să reții mai repede. Ești mai puțin stresat, reții lucrurile mai repede. Următoarea, una dintre cărțile cele mai recomandate, aceasta este varianta pentru tine, Marcu și Venus, la întâlnire, sunt cărțile lui John Gray. Nu vă imaginați ce mult mi-a schimbat viața. Vreau să vă spun că am fost divorțată 3 ani și m-am recăsătorit cu fostul soț din cauza unei cărți. Pentru că m-a învățat cum gândesc bărbații și cum gândesc eu. Au fost foarte multe lucruri pe care nu le-am știut, le-am interpretat greșit, m-am comportat greșit, pur și simplu pentru că mă comportam natural ca o femeie. Cartea aceasta, de exemplu, Marte și Venus la întâlnire, este foarte bună pentru voi, tinerii, pentru că pur și simplu vă învață cum gândește el, cum gândește ea și înveți să interpretezi corect comportamentul celuilalt sex. E foarte important, pentru că foarte mult greșim, nu ne dăm seama. John Gray este un autor bestseller internațional care a revoluționat domeniul acesta al relațiilor, în sensul că nu a inventat el nimic, pur și simplu a observat timp de 30 de ani cât timp a consiliat cupluri, că veneau la el femeile să plângeau de aceleași lucruri și veneau bărbații și se plângeau de aceleași lucruri. Și și-a dat seama că se interpretează greșit în comunicare, adică femeile zic una, bărbații înțeleg alta și așa mai departe. Știți voi cum e. Da.